Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi am să vă arăt ceva, să zicem așa, mai deosebit. Creșterea reginelor, cu ce încep? Deci înainte, acum două zile am format niște unități biologice, unde voi crește măcile. Aici a fost o colonie intrată în frigurile roitului, am omorât matca, fiindcă acea matcă, dacă nu o muți de aici, oricum va intra în frigul roitului, oricum va pleca, am pățit la un stup. Și ce fac? Deci acum o să verific de boci, o să o verific de boci ca să îi aduc eu o botcă de a mea. Aici avem miere față de ce am văzut prin țară, cam nu e miere prin țară în unele zone. Am scos o ramă să fie mai ușor și verific un pic aceste rame. După aceea o să mergem la stup unde am bocile. Ce este interesant la creșterea bocilor anul acesta este că le-am crescut în prezența reginelor. Le-au luat în creștere, le-au și finalizat și acum o să le aducem aici. O să le aducem aici, în acest tub. Dăm un pic de fum. Să le liniștim. Așa. Ideal ar fi să nu e facă boci, dar vor face. E normal că vor face. Înainte să-i dau bot, ca o să... Iată, uitați. O să le distrug pe acestea toate. Distrug aceste boci, nu le las. Iată câte fac. Acestea acum sunt mai mult de salvare. Odată ce le-am omorât matca, sunt de salvare. Sunt riguros cu măcile anul acesta, nu mai... Ce roiește, eu îi rup capul, îmi fac de ale mele. O să vă arăt. Selectăm frumos din coloniile puternice și care n-au intrat în frigul roitului. Acestea care intră în frigul roitului le consider colonii care oricum mai puteau să reziste chiar dacă erau un pic mai înghesuite, au fost niște zile friguroase și ele au intrat în friguri. Eu le consider măci slabe, fiindcă acele măci nu adună nici miere și nici mare lucru nu faci cu ele, adică foarte proastă calitate. Și acum altceva nu fac decât să le dau o botcă frumoasă de-a mea, crescută în prezența reginei. Iată ce de albin avem aici. Eu acum două zile am mai distrus odată bocile. Nu prea mai au ce să știu așa. Foarte puțin. Vedeți, aici o să cresc eu o regină. Cum stă albina aici? Foarte, foarte bine stă albina. Înghesuită. Așa frumos.
Bun, acum o să pregătesc suportul pentru a primi bot. Iată, introducem suportul de bot ca aici. Așa e pregătită. Nu-i mare lucru, suport din ăsta e sârmă. Dată roată la acest port cu pule și punem acolo. Acum mergem să aducem o botcă. Botcă, cum să zic eu, de calitate. O să mergem să vedem de unde luăm. Deocamdată voi îndepărta această diafragmă. Albine, după ce marca se va împerechea, vom lua altă decizie. Mergem acum să luăm o botcă. Așa. Aici avem bocile plasate. Sunt crescute în prezența mării. O să vi le arăt, să vede. Cum arată el. Stupul este puternic, e plin de albină, din cap în cap, 18 ram. Aici avem 5 boci crescute, nu mai multe, 5, avem stup unde să tot creștem la regine în continuu. Matca este izolată în acel izolator pe care le știți, un izolată complet, dar cu contact al albine. Și să ridicăm această ramă port-boci, ușor. Te uită cum stă albinuța aici. Și să culegem boci. Așa. Cum sunt aceste boci, o să vi le arăt imediat. Să aduc un cuțitaș. O să văd dacă... Aia să vi le arăt mai de-aproape. Știu că sunt 5 bucăți. Iată, una e aici, așa, alta e aici, foarte frumoase boci oricum. Vă dați seama că au o calitate extraordinară, crescute în prezența mărcii. Aici avem o botcă pe care au zidit-o. E zidită această botă. O să văd unde o să o pun pe acea botă. Acolo o să o pun direct pe fagurea, pe iese ea dacă vrea. Așa, să-mi depărtez cu pula ușor. Iată, așa arată ea, pot că frumoasă, mergem și o punem.
punem aici în colonia asta. Iată cum stă albinuța aici. Acum bocca asta o pun direct aici. Foarte frumos, foarte ușor. Avem o matcă. O botcă pusă, adică până iese matca mai durează câteva zile. Aici sigur are căldura necesară pentru ca matca să aibă tot ce-i trebuie. Acum să-i aduc ramele înapoi. Am preferat acei suporți pentru a pune bocile ca să fiu eu liniștit că nu mai cad. Am mai pățit că deau jos de pe rame când albina vrea să lucreze la elele. Așa, sper să fie bine. Vreau să vă mai arăt ceva înainte. Nu știu exact în ce dată suntem, cred că 18. Aici cresc eu. Unii cresc în așa ceva 5 măci. Eu nu am nevoie de așa ceva. Să vă arăt. Deci am descărcat de pe net acest calendar. Buzi albina la telefon. O să îndepărtăm un pic. Îi aducem de aici să se audă. Deci am descărcat acest calendar și cu ajutorul acestui calendar știu exact când trebuie să eclozeze măcile, undeva pe data de 22 aici. Așa. Aici pe 22 vor ecloza și pe 20 ar cam trebui să fie mutate. Azi suntem în 18, deci ieri a fost perioada critică. Azi putem umbla la ele. Bun. Cam atâta despre ce fac eu cu mătcuțile astea. Ele sunt prin transvazare. Foarte simplu. Cam atât. Continui să dau bocile la unitățile formate și până data viitoare, numai bine.